campionatul european de mountain bike. Acum e momentul în care vă propun să vă alegeți locul de unde să urmăriți cursa, de unde să ne încurajăm pe fete, să le transmitem tot ce avem mai bun și să ne bucurăm de mountain biking la cel mai înalt nivel și la propriu și la figurat. Vă reamintesc, putem urmări cursa live de Eurosport și pe site-ul UEC, fiecare cum își dorește, altfel vom putea să avem parte de acțiune oricoi. Atât la fața Europului, live și pe transmisia oferită și operatorii cu tot prezent la această cursă. Bineînțeles, o dată vă salutăm, vă suntem mai multe cifre cunoscători pentru că sunteți aici. Asta înseamnă fane adevărat, asta înseamnă iubitori adevărat ai sportului. Șapo, ne înclinăm! Le vom vedea trecând de mai multe ori aici în zona de Stafiș și desigur pe traseu. De asemenea avem și deschizătorul cu motocicleta în fața căruia vom vedea numărul de tururi rămase. Iată, mai avem cu 6 ture după această cuplă de Stalmete la începutul fiecare cuplă și de asemenea vă aducă să se ducă în cuplă de șorte la fel de numeroasă, desfășurată jos. Colinte am prezut, a fost cuplat în partea lui Chris Petersen. Acum, cum Petersen a sprintat către prima curbă a traseului, să vedem cum se va așeza această cursă de astăzi de la feminină elit. O milă pire, când a fost dat acel revist 3-2-24, campionatul european de mountain biking, în trăsarul la feminin elit. Ahoi! E bine, vă dăm să vă mulțumesc, vă puteți entuziasmi, parcă sunt copii când participă pentru prima dată la o sportătoare acestei ședințe, de ce mă copii, pentru că văd atât de mulți oameni ca și mai, atât de mulți oameni pentru care vremea nu a fost un factor de încredere, și au fost primul unul dintre cele mai importante evenimente din România și din România vor la acest sport. Așa că încă o dată, vă mulțumim, vă salutăm și să ne vedem. Au întâlnit de loc în mare, eu sunt sărbătoare, sunt sărbătoare, sunt sărbătoare, I don't know if you
Yesterday, she was showing the people from all over the world the track, and she was actually quite enjoying it, so that's what she said, so you know her words, and she said that it's a tough track, but it's a fun one. Hopefully she will keep the compression until the very end of the race, and hopefully more and more people have the same feelings about what's going on here at Turning Everything, because a lot of work went into this track, and the people who put it to work deserve a lot of respect. For participating, because this is the most basic form of respect to work that all of you have done over here. I hope. Okay, rounding up the top 30. To pay attention because soon the runners will be in the start finish area completing their starting lap and entering the following six to come. And by the way, excellent work done by our camera guys on track, more than 20 people operating their cameras. And now we have the track opener, which means that the finish of the race will be soon in our proximity. It's been a long time calling, clearing up your voice. It's been a long time running, dealing with the joy. Nobody on the horizon yet, except for the rain, but we don't care about the rain. The rain can go through itself, it doesn't matter, we're still here. But the rain is the competition of the day. Waiting for the first people to arrive. It looks like Cook Peters still has the lead. Donning the Netherlands jersey and the white helmet. And right with her, it seems we have for the single of riders. Go, ladies, go, ladies, go! It's mountain bike royalty straight from the World Cup and from the Olympics. Cook Petersen and Felipe Rampreveau riding together in the first two positions. And now we have a nice pack of four. We have Chiara Matovic, number 8. Anne Terpstra, number 6, and number 22 from Germany, Nina Beck. Now 17 and 14, Nicole Koller and Mia Schriebers. That is right. Now 3 more, 24, 17 and 21, and Aisha Short, and then you get to look, and then we have a Thank you.
the two pleasures of riding bike will give the pleasure, but never mind. Also very complex runner for the town. There's all not only she's an Olympic champion and a world champion, but she also is the single person to have pulled the three of the world one season of the road, cyclocross, and mountain bike. Now let's see. Paulita Rampevo leading the race, 20 minutes 59 seconds. And let's see how far away Pepita is. 11 seconds away, so putting some seconds between her and Cook, there is Pauline. And 10 seconds to place number 3. It's covered in your right. 2024 K-Rate Registry, Pultata, Transylvania, Romania, the European mountain biking championships. A very complex track, and of course, the very challenging conditions to take a lead. That's why you just chose the girls. You awesome ladies out there. There are 4 pack of riders now. With Nicole Cola, Giada Spezia, Anna Terstra, and Chiara Dolfi. Then former riders, number 14, Ria Schriever, Petrenu, and offense, 15, Skybug, and 24, and Aida Short. And then Nina Petrenu rounds up the top 11, 131 minutes back.
dacă vine de sus. But the rider who is now
climbing in the ranks is Mona Mittenwald of Austria. Eisma Short, 11th, Monica Lewis, 12th, and Heidi Sophie Peterson, 13th. And right now, Pete Peterson and poziția și anotată 14 și Mona Mittenwald este cea care crește în clasament. So, your two leaders of the race riding together and in the words of Ella Tucci, doing it and doing it and doing it well. Go, ladies! Olympe Rambrevaux and Puk Petersen! France and the Netherlands! Go, 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 go! Four more laps to go for them. From the 70s over. We are at the end of the lap number three. And she has a 12 second gap between her and the
Italy.
track open and share it with us. You can't make a motorcycle engine because it's an electrical one, but that means that the top drivers are close to him. So let's check out lap 4 split number 2. Okay, now we can see Bo Petersen again leading the race. Go, Bo! Go, 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 go! And in second place, we're going to put you. Pauline Ferrand-Prévot, go, Pauline! Go, 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 go! Don't forget the race is not finished yet, and we still have a 3 more laps to go, and the ladies will reach the finish line again. Go, Pauline! 19 seconds between Pauline Petersen and Pauline Ferrand-Prévot. And that can mean anything because fades out at this moment because she's in front. And now we get the images of our camera crew. We also have a drone with us, but I'm not very sure that the drone can follow the line of these conditions. Let's see who's in second position and third. So we have one of Victor Valle who's been driving very well and moving upwards in the rest.
We can't really see because of the fog, but hoping everybody is alright and the race is still on. Could keep us leading right now by a good margin. Dar fătul european de mountain biking va scade că e de greu și România 2024. Nu-i pe locul 2. Nu-i pe second. Echela Polite Rambrevo. From the Mega Tango Party. Go, 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 go. One of the most accomplished drivers in mountain biking history, Polite Rambrevo. I think it's the only title that she doesn't have is in downhill or in Dino. And very close to her, the duo of Bona Rittelbauer and Nina Benz. So it will be a fight for the second position most likely. Let's see how much time Polita Andrejo can make up for the running tomorrow or if she can catch up with Peterson. Much love to all the riders and all the fans from all over Brazil. Thank you for coming on back. We have people from all over Romania. From Constanza to Baramara, from Chimichanga to Chichanga. Everybody's here, have no fear. Dar și poate bine că vorbim despre sportive de topul la nivel mondial, cu resurse, cu o pregătire extraordinară. Ok, so I top time with my best friend, I'll put Peter Stenberg, the police and I'll put second, Mona Mitchell, my third, and I'll put fourth, Nicole Pollard, fifth, Jala Specia, sixth, Lia Schriever, seventh, and he's going to give us his name, Clara Tech, ninth, and Emily Degulé, tenth. Not a lucky race for those seven. We only have one more issue in the technical part of the track. The fact is that I'm here pushing into the gap and you are going to have to hold. I'm going to do the game to the track and so we can take a copy. All problem is being the fact that you're going to have to ask us to watch the rest of the gap. So it's a good one to do the support of the problem.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Pe locul al doilea, cel mai probabil Mona Hitterbaum, de aceea a reușit să îndupăreze cele mai multe poziții, a plecat destul de slab la stadiu, s-a zis că era pe mine, era tot dormit, după aceea a crescut în clasament pe Jose Cuobi și cum o zicină, este unul de cele mai rapide din circuitul mondial. Second place, Mona Hitterbaum, 1 minute 25 seconds to be heard. Will she be able to pull some time? Two more laps to go. It's a big beat, but maybe she can be done. Who knows? Minute 20 de secunde este în acest moment distanța dintre Mona Hitterbaum și Brooke Peterson. And Nina Benska will be turned up to 146, which means that Mona Hitterbaum maybe has the quickest pace right now, and I'm honestly hoping for a sprint finish for place number one. We will see if we will be gifted with that. Sportiva din Austria este într-o formă foarte bună, cel puțin a reușit să recupereze foarte, foarte mult în acest condus, în această competiție. Până în prezent, se pare că are resursele necesare pentru a ne oferi o surpriză la finish, așa că sperăm din tot sufletul să poată menține acest film. Okay, our track opener with a motorcycle is in the start finish area. For the last two laps of the winners to follow, let's see if the gap between the Peterson and Mona Hitterbaum will widen or if it will shrink. Meanwhile, Nicole Koller for the girls team for Switzerland is now in fourth position. There is a small possibility that she will try to turn. Fifth round now. Here we go to Caitlin Smith from Denmark, also climbing in the ranks. Place number six. Should be Giada Specia. Yes, that's who she is in full treatment set. Entering her last two laps. Chiara Teocchi, place number seven. Let's see what the distance between full treatment set and Bora Wittenbauer is. This is your 2024 UCI Mountain Bike European Championships at Taylor yesterday. They are shown down to Transylvania, Romania. And the weather is very much Transylvania. So let's see how close by Mona Hitterbaum is. I believe the gap is increasing, that's where the start of the group of the Mona Hitterbaum doamsele aceste. Era 1.25 la ultima strigare. Now you can see Mona Hitterbaum. Second position right now from the Austrian ladder for Pastor McCann there. Go Mona! The gap is at 1.38, so Hoop Peterson adding 13 more seconds from the last flip. And I think Nina Benz is pretty close, the rider from Germany. Rocking number 22, go Nina! You can easily admire her white jersey, the
booming to CD Rock. Okay, Mona Winters on the second position, 135 back. The gap is the same, just like the last time. Bookie Sunset still steady in first place. And we will, not soon, but the next time we're going to be at the start finish line, they will be heading to the last time. Prieteni, vorba aceea noastră, te văd prin ceasă, Bucine este la propriu de data aceasta. Urmărim cursa prin ceasă, dar asta nu ne oprește să fim entuziasmați și să rupăm chiar și cursurile, dacă le avem de ce nu. Două fiecare, după primă, după ce te trăiți și diferent, dacă aveți parte, uite, ce se întâmplă în sănătate sau nu. Mulțumim toată publicului și publicul meu prin care se știe prin care se arată și spectacul. Avem biciclete, avem zona sugătare, cheile reviste, avem și mini supermarketul Orsan și iarăși de la sponsorii și partenerii noștri ai testatului. Puțin mai sus, zona de paziște în fața scenei unde au loc premierile oficiale. E de noi, dați să ne urmăriți și în social media, iar dacă veți publica poze sau link-uri, cu atât mai mult vă rugăm să dați iertanțe în acolo activitatea este și în permanență, cu toate noutățile, și desigur este și de ajutor să ne învățășiți toate noi materialele de care. Așa, și vorbind de vreme și de ceață, eu astăzi cel târziu am înțeles în situația vorbim de la urmă. Nu bine să vă
Altfel, evident, publicul alături de noi pe mine de stres, dar cu fie după ce au făcut minică, la ce fie acum făcut în pădure, în regiunea tehnică, unde e cel mai interesant de vreme scurtă de astăzi. Poate se va opri joare și poate va fi mai ușor pentru care sunt puțin de urmărită. Pentru cum că se va începe la ora 16, ce ne-a venit. Vedem și pe Ana Terstra, undeva pe poziția 11. Nu e pe 8, Ana Terstra. Mila Jeliver pe 9. Acum ne îndreptăm, atenția, atenția! Fora din Sărbărăne! Second floor, strike out, last lap, go, 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 go! Trebuie bună! Aplauze pentru sportiva din Austria, Mona Sărbărăne! Chiar ar putea să fie așa, Mona ar putea să rinde și să apete pe acelerație pentru a încerca să ai cuțeleze, pentru că cu Peter Cezar, pentru că nu spună că e funcțiar și încălță. Ok, e dau un fel, la păcete și nu știu că eu cred că de fapt bateria asta trebuie să fie regăgată între 2 și 3 de către 1 și 2. Vedeți? Diferența este acolo, adică s-ar putea să nu poate de ei. Oricum, ați prieteni, vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi. Aplauze pentru toate concurentele și indiferent cum este vremea, că e bună, că era noi tot aici vom sta. Asta este cel mai important în premieră pentru România, campionatele europene de la Game Grabistei, prieteni, haideți să facem puțină gălăgie! Gălăgie! Ăsta-i spiritul, vă mulțumim din suflet! Yeah,
since with the cycle of technique, the receiver of the US for broadcast on the technical line of the track, and she pushing her back, but I'm glad it's a good fight. Meanwhile, Gianna Specia, Italy, Gianna. For Belgium, 11 for Balagovic, that's 12 for Poland. Ramona Fontini for Switzerland, 13 for Canada, Germany, 14. The riders were in the last lap. Jana Filovoina, 17, Belgium for Ukraine. A lot of support for Jana Filovoina, much love. Andy Lass for Great Britain. Salutăm publicul încă o dată, din acestura de plăcă de mea plăcă tembără, uite la tele gândite pentru comentariu. Ploaia nu ne lasă, dar sperăm că nici voi nu ne lăsați. Multă mulțumesc pentru studiu. Cu Peter Sela, a doilea split, gălăgie, gălăgie, vențăm multă, cu Peter Sela, you are race leader right now! So Cook Petersen is at the last split before the finish line of the last lap. Something big needs to happen so she will lose this race. Reușește să plăcă nimic nasol cu Cook Petersen, astfel încât își e pus în pericol victoria din cursa de astăzi. Cum îmi scris până la final, am avut și ghinion, am avut și noroc, depinde cum te uităm la lucruri. Încă o dată, super mulțumim pentru prezența voastră aici și sperăm să rămâneți cu noi și pentru cursa de elit masculin de la ora 16.
Cupa Mondială, este pe vieții mâini la Câine de Greg, este 2024. Trăiască județul Brașov și Buța Vivile după Colț, trăiască toate județele României prezente aici. Bona Vitelvana! In second position with the Mudbath. Un minut și 16 secunde este distanța dintre cele două sportive prietene. Apropo, vă sugerez să veniți alături de noi în zona de start finish, pentru că în curând se va încheia această cursă minunată feminin elite cross country XCO. Ok, și poate că nu e foarte relevant acum în cursă, dar Mona Vitelvana la 1 minut 16 cu Peter Sedeci a mai lucrat încă niște secunde, dar s-ar putea să fie prea puțin, prea târziu pentru Mona Vitelvana din această poziția treia. Să vă Peter Sedeci, Vitelvana made us some more time, but Peter Sedeci it might not be enough. Nina Banks with number 22, right behind you, on the last part of the track. Go Nina, go Nina, go! Și prieteni, mare, mare atenție în acest moment, vedem motocicleta care conduce cursa. Dintr-o secundă într alta va ajunge și câștigătoarea cursei. Îl salutăm și șomul nostru, Sergi Dudaș, motociclistul de serviciu de astăzi, care ne ajută cu deschiderea traseului. Alex a excitat un pic, a crezut că vine cu motocicleta cu Peter, să e similar de la Peter, dar mai avem puțin pică răbdare. Vorba de apreciată, mexicești asta, dar mai avem puțin o cursă fabuloasă pentru sportiva cu Vitese. Ne-a oferit într-adevăr spectacol, la fel Mona Vitelvana, care vă reamintesc, prieteni, în prima tură ocupa poziția 22. Am făcut o cursă de recuperare fabuloasă. Nicole Goller, pe locul al patrulea. Nicole Goller, cu spetele în fourth position. Go, Nicole! Și mult respect pentru riderițele de astăzi, duelându-se nu doar pe această umilitate, dar pe acest sprint. Acum nu mă mai înșel, prieteni, acum este cât se poate de clar, gălăcie, aplauze! It's your 2024 European champion, Paul Peterson! Paul Peterson, campioane europeană de la Mountain Bike 2024, ediția de la Cheile Gradiștei! Spectator din toată țara, chiar de la primăria Mică Sasa! Din Sibiu! Ahoi! So we now have our winner in the guys. We have number 2 and number 3 as well, but it ain't over until it's over. So let's see if Mona Vitelvana will keep her silver at the second place, and if Nina Banks will be stylering around the finish line. Vă reamintim, diferența era de 1 minut și 12 secunde între prima și a doua poziție. Ne uităm cu interes și da, în acest moment o vedem și pe sportiva ce acum o poziție a doua cu tine din Austria. Pentru Mona Vitelvana din Austria. Între timp are terță poziția șasea, Reza Zalvan pe 5. And waiting for the third place rider to arrive, the Brock family from Germany, most likely.
going to drink today, and he's almost super awful position. This is your third place, your bronze medal winner from Germany, number 22, Christina Berg! Riding very well today, Nina Banks. Not believing her eyes that she got the finish line in third. And here now, earning her bronze medal. Much respect, much love. Felicitaci, Nina Banks, Team Germania, che nasce il momento così di accrea. Sia Cristi Vergane, a Italia, e pronto. Felicitaci, Nina Banks. Potrei aspettarci la festività da te premiere dopo il tempo che ha continuare care subentra se un altro scontino per la causa. Cross giving ceremony is in front of the main stage, really close by. Make sure to make some noise for the rally. Zărinci, right înainte de pe locul al patrulea. Fourth place runner now incoming. The quickest Swiss rider with her partner wheels, Nicole Coyle. Congratulations. 329 back, Nicole Coyle. By the European Championships, Achille Gedi for Romania, fighting the river. We see Yana Belovoina, your legend from the Ukraine, somewhere in the top 15. Grande Gre, vieni qua che grazie. Okay, next one up.